Sute de oameni, personalități și nume sonore ale scenei românești au luat loc în sala teatrului Alexandru Davila din Pitești. Acolo au muncit la debut sau în timpul celor 70 de ani de existență a instituției. Am fost actrița teatrului Alexandru Davila după cutremur, norocul meu. Deci 77-78, stagiunea 77-78, în timpul directoratului Constantin Zărnescu, căruia îi transmit un gând pios și lui și doamnei Elena Zărnescu și tuturor colegilor cu care am jucat. Intrasem atunci peste noapte, cum spunem noi actorii, în locul altcuiva, în piesa Paharul cu apă. N-am făcut parte din trupa Teatrului Pitești. Am jucat în teatrul acesta, aici, în diferitele mele turnee de-a lungul a 50 de ani de carieră. Și totuși, dacă aș fi lipsit în această seară, socoteam că e o mare greșeală a mea. Pentru că sunt și alte posibilități de a fi legat indestructibil de un teatru. Trec peste faptul că peste două luni, adică în aprilie, și eu împlinesc 70 de ani. În cei 70 de ani de existență, Teatrul din Pitești a avut susținere din partea autorităților. Altfel, s-ar fi desființat. Făcând un arc peste timp, spectacolul O noapte furtunoasă culege ropote de aplauze și în ziua de astăzi. Semn că noi puțin și tradiția nu este legendă, ci este de actualitate. În 1958, așa după cum știți, poartă într-adevăr denumirea zilei de astăzi, Teatrul Alexandru Davila. Făcând așa o scurtă istorie, ne putem aminti cu plăcere că am avut înaintași celebri, personalități de excepție care au slujit Teatrul Davila. Printre ei a fost și este Ileana Șipoteanu, Gabriel Dorobanțu, care s-a lansat de la Pitești, Dan Dimitriu și mulți, mulți alții. De la Pitești au plecat în 7 decenii nume sonore ale scenei românești. Acum au fost în sală multe figuri emblematice ale cinematografiei, iar câțiva artiști chiar au cântat la aniversare. Printre aceștia s-a aflat și mușceleanca noastră Ileana Șipoteanu, fostă artistă a teatrului din Pitești. În fiecare dimineață la ea își cumpăra ai, 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 o prăjitură cu dulceață, iar fata îi surdea ai, 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 își știa de o veșnicie, vechi client la cofetărie. Pe la poarta ori și cui, eu nu te mai așteptam, cu flori în prag, dorul tuc și pribea. S-au uscat mușcatele, florile suratele, bate vântul noaptea-n geam și nu mai am cui să spun că-mi ești drag.